Soțul unei oră denci a fost declarat erou post-mortem după ce a decedat încercând să-și salveze vecinul în SUA. Cristian Silaghi, originar din satul mare, nu a ezitat să coboare în silozul de peste 8 metri, încercând să-și ajute vecinul. În urma lui a rămas soția, o rădeancă în vârstă de 30 de ani și două fetițe. Cristian Silaghi a coborât într-un siloz adânc de 8,5 metri încercând să-și scoată vecinul care nu răspundea la telefon. Din cauza lipsei de oxigen, atât vecinul cât și românul au decedat. Presa din Arizona spune că gestul bărbatului a fost unul eroic. Cristian Silaghi ajunsese acasă după o cursă de New York, fiind deținătorul unei afaceri de transporturi de mașini, când a vrut să-și viziteze vecinul pe doctorul William Tryon, medic veterinar. Soția Alina i-a spus însă că acesta a coborât în silozul său de greu și nu răspunde la telefon, în ciuda faptului că l-a sunat de mai multe ori. Potrivit presei americane, Cristian Silaghi, originar din satul mare, n-a ezitat să coboare încercând să-și ajute vecinul. Ce nu știa el este că nivelul de oxigen din silozul adânc de 8,5 metri era extrem de scăzut. It's unknown how long they were actually down there, but we know that the brain can only last 4 minutes without oxygen. Pompierii au ajuns la fața locului imediat după ce bărbatul a coborât în siloz. Doctorul William Tryon murise deja, iar Cristian suferise un atac cerebral. Românul a decedat ziua următoare în spital. They were storing grain down here, and so with all the storm water, that's the water that they were pumping out. That grain got wet, it was off-gassing, displacing the oxygen. Atmosfera normală conține între 20,8 și 21% oxigen. Tot ce este sub 19,5% este considerat deficiență de oxigen. All I know is he went unconscious and two others saving tried to get him. They went unconscious. La punctul cel mai jos al silozului, nivelul de oxigen era de doar 4%. În urma lui Cristian au rămas soția lui, o rădeancă în vârstă de 30 de ani și cele două fetițe ale familiei. This is the best dad I've ever had.